Anul trecut, întâmplător, am văzut pe net informații despre predaun viitor și mi s-a părut interesant ceea ce presupunea programul. Deci, efectiv, tot ceea ce era acolo corespundea ceea ce mi-aș fi dorit eu să învăț nou. Partea de jocuri pe calculator. Văzusem că au făcut o vizită, nu mai știu dacă la EA sau la Ubisoft. Și mi-aș fi dorit să intru, să văd cum se desfășoară munca acolo. Informații noi. Oh, da, mult, dar nu despre asta, am învățat altele. Deci, efectiv, a fost mai mult decât mi-aș fi dorit. Entuziasmată. De pe aștept să transmit informația mai departe și la alți, mai ales elevilor și colegilor, dar copiilor. Deci de pe aștept să înceapă școala și să spun ceea ce am văzut aici, ce am învățat și oportunitățile pe care le oferă domeniul acesta pentru ei. Deschiderea spre viitor. În primul și în primul rând mi-aș dori să fac cu copiii, să lucrez, să realizez site-uri pe diferite teme, temele ei și le vor alege. Asta ar fi o primă activitate. O altă activitate mi-aș dori să dezvolt aplicații pe telefoane mobile, să fac jocuri pe calculator. Deci am multe. Nu știu de care să mă apuc mai întâi. Deci nu știu, sunt multe. Deci nu o să mi-ajungă timpul. Primul și primul rând m-a încărcat cu foarte multă energie, entuziasm. Și entuziasmul ăsta clar îl transmit mai încolo copiilor. Ce-am făcut acum, mult de inteligență emoțională pe acestea, mi-ar plăcea să le aplic în clasă. Și culmea nu ține de programare, dar sunt interesante, sunt noi și nu am avut noțiuni până acum. Să fie fericiți, să-și aleagă o meserie care să o facă cu plăcere. Tot timpul am spus că poți fi bun, pentru că elevii în școală unde eu predau sunt oricum elevi buni. Ar putea să facă orice meserie, dar poți fi foarte bun dacă îți alegi meseria care îți place. Deci, din punctul meu de vedere, este important să faci ceea ce îți place. Da. Bănuiesc că o să lucrăm după unele proiecte și sper, așa, și multe informații. Și faptul că ei sunt la fel de, își doresc la fel de mult ca și mine să facă lucruri noi. Și este important, pentru că nu, poate în comunitatea mea nu sunt persoane la fel care și-ar dori să lucreze. Dar ei își doresc. Și faptul că am găsit persoane cu care împărtășesc aceleași interese e ceva bun. Tut. Nici măcar nu am nevoie dute, pentru că e... Da, e... Înveți ceva nou.